Sergiu. Care este la a patra ședință. Asemenea motivat, așa că... A fost luna trecută. Nu, a fost la ședință extraordinară. Este a patra ședință ordinară. A fost la ședință extraordinară. A fost. Și alea nu se pun. Deci asta o stabiliți dumneavoastră la practic. Dacă îi fac, nu mă interesează. După 3 ședințe sunt discuții. Asta este a patra ședință. Am verificat. Păi, probabil că a înțeles greșit cu asta ordinară și extraordinară. La extraordinar l-am întrebat dacă vine la ordinar și mi-a zis că da. L-am întrebat eu. Mi-a zis la ordinar, da. Să stabilim, bun. Dacă este forum, nu cred că... Deci, după cum știți, a scris convocatorul. Astăzi are loc ședința ordinară la Consiliul Local. Și... nu știu dacă e cazul să nu mai repet toate lucrurile, toate sunt la ordinea de zi. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și cu... Adică, în primul rând, procesul verbal, dacă sunt probleme, dacă nu, cine e pentru? Mulțumesc, abține. Nu una de minus... Nici e prezent. Pe ordinea de zi sunt discuții, ceva? Astea... Deci, la care s-au discutat și eu o să vin și eu cu un proiect de hotărâre, care să transmit la cele suplimentare. Bun, dacă sunteți de acord... Trebuie să le renunțați ca să se voteze. Dacă aveți cu proiectul acolo... Astea s-au aprobat și eu și un proiect. Dacă sunt discuții pentru diverse... Dacă se votează, dacă aveți un proiect, înseamnă că trebuie votat. Dacă trebuie votat, trebuie votat. Dacă vreți, dar să renunțați... Deci, secretară, că îl renunț acum și... A, și îl face la... Aia înseamnă că la diverse. Dacă cineva are ceva în discuții la ordinea de zi, cine este pentru? Da, da. Abține. Deci, să începem cu ceea ce spunea domnul primar vis-a-vis de din primul punct de la ordinea de zi suplimentară, proiect de hotărâre privind încetarea contractului de delegare a gestiunii prin concesionarea de servicii public local de salubrizare și gestionarea deșeurilor către SC Util Serv Prest Servis SRL Slănic Moldova. O discuție. Bun, aici am discutat ieri în comisii, vreau și astăzi să fac comentariile necesare. Ieri am discutat toate variantele posibile. Astăzi îi mulțumim domnului director Seto de la ADIS Bacău, care este prezent la întâlnirea noastră și sper să clarificăm cât mai multe din problemele cu care ne confruntăm. În primul rând că efortul Util Prest de a se autoriza, de a se licenția, a eșuat și este în principal datorat faptului că dumneavoastră s-au străduit să-și îndeplinească condițiile de eligibilitate, respectiv să aibă profite, respectiv să aibă dotări, respectiv să aibă angajați, după controlul care a fost și-au obținut evidențele separate, pentru exact cum prevede legea, doar că ANRSC nu dă licența la firmele care nu au acționariat unic. Respectiv, în lege spune acționar/asociat unic. Și se interpretează că dacă entitatea respectivă nu este asociat unic, atunci nu dă licența. Slănic Moldova, după cum știți, este asociat unic la firma APASER, care de anul trecut are licență pentru furnizarea apei și nu am găsit modalitatea prin care Util Prestul să fie asociat, adică să aibă acționariat unic. În acest sens, având în vedere și blocajul creat între timp, blocaj dat de faptul că de pe data de 13 iunie noi nu mai putem depozita gunoaiele la Ecovalea Muntelui, pentru că Ecovalea Muntelui nu mai poate depozita la celula 1 Bacău. Am stat până pe 6, respectiv 13 iulie, când s-a dat la Ecosud la Onești, în speranța că le vom duce la Onești. La Onești am fost refuzați pe 13 s-a dat drumul la Ecosud. Am fost refuzați la depozitare pe argumentul că nu avem licență. În urma discuțiilor purtate personal la ANRSC, personal la ADIS, personal la Consiliul Județean, personal cu... am fost și am tras niște concluzii. Avem trei variante posibile. Prima variantă este cea care a picat, pentru că noi nu vom putea fi asociați unici la două entități, pentru că legea SRL-ului precizează acest lucru. Am putea să fim ESA, dar există și pe partea asta de ESA niște comentarii că, în fine, nu vreau să intru în detalii, dar asta ar fi prima variantă. A doua variantă ar fi scoaterea la licitație acestui serviciu și, în conformitate cu documentul de poziție semnat de fostul primar și aprobat de Consiliul Local, prin care orice licitație pe care ar trebui să o organizeze membru ADIS, o organizează asociația noastră. Respectiv, noi suntem membri la asociația ADIS Bacău și toată responsabilitatea pentru organizarea licitației, pentru derularea ei și pentru implementare îi revine ADIS-ului. Și atunci acest lucru ar fi în primul rând de durată și posibil să ajungem acolo într-o altă etapă. Deocamdată eu am propus varianta și ajung la varianta 3, în care, și este în proiectul de hotărâre, în care noi să ne constituim un serviciu de salubritate în subordinea Consiliului Local, cu personalitate juridică independentă, lucru care s-ar putea întâmpla și cel mai rapid, dar care serviciu să conțină cele două activități. Activitatea de colectare deșeuri publice și colectare de deșeuri de la agenții economici, dar să conțină și activitatea de măturat stradal, de zăpezire și salubrizare locuri publice, coșurile publice și celelalte. Aceste două activități vor merge la paralel până când, cel mai probabil, vom ajunge în rând cu toate localitățile din județul Bacău. Adică, într-un termen de sau peste când se face următoarea licitație pentru județul Bacău, să fim și noi prinși ca populație, cum este toată lumea, cu operator comun, la agenții economici la fel și noi, primăria, să rămânem cu nevoia noastră de a mătura strada, de a dezăpezi, de a strânge gunoaiele din coșurile publice și a ne gospodări localitatea. Pentru cei care nu știu, operatorul de gunoaie pe celelalte localități nu se ocupă de colectarea de gunoaie din locurile publice, din coșuri de gunoi sau de gunoaiele aruncate pe stradă la întâmplare. De acest lucru se ocupă primăria, direct sau prin societățile pe care le are. Nu știu, la Moinești este Soma, în altă parte majoritatea au propriul lor personal. Noi am găsit atâtea locuri în organigramă că suntem constrânși și de această situație cu limita de persoane și aceste ne propunem ca toate, adică lucrurile să fie prin transfer. Resursa umană nu se poate transfera acum, ca așa spune legea asta angajatorului, da? Dar o să găsim modalitatea să lucrăm cu același personal, poate chiar mai motivat decât până acum. Pentru asta, eu o să vă rog să, dacă aveți nelămuriri vis-a-vis de aspectele care s-au derulat până acum la Slănic Moldova, care se derulează acum. Vă rog să-i puneți domnului director ca să clarificăm această situație. În primul rând, domnul director, vă rog să confirmați că această decizie, propunerea pe care am făcut-o eu să facem serviciu, va debloca situația, respectiv de mâine putem să începem să cărăm gunoaiele la groapă, pentru că intrăm într-o altă zonă. Legea spune că în momentul în care îi se suspendă operatorului selectat, operatorul a fost selectat în 2011, deci operatorul Util Preț nu a fost selectat astăzi sau ieri. Noi am găsit un contract pe 49 de ani, am spus ieri la ședință, al Util Preț, delegat de către Consiliul Local de la vremea respectivă. În momentul în care se suspende, el este obligat să mai presteze 90 de zile. Și operatorul de depozitare este obligat să primească în toată această perioadă aceste gunoaie. Vă rog. Să rog, bună ziua. În momentul în care sunt prezent la o ședință de Consiliu Local, clar e o problemă în respectiva localitate. Repet situația în care se află o adresă în Moldova, însă, din păcate, este rezultatul deciziilor politico-administrative adoptate de-a lungul timpului. În condițiile în care legea este aceeași pentru absolut toți. Este de datoria mea să întăresc cele spuse de domnul primar și prezentate și către dumneavoastră prin adresa pe care sper că ați primit-o ieri și care nu face decât să citeze în legislație incidentă în materie și cu tot respectul față de dumneavoastră în calitate de consilier local, vă informez deci și nu este de datoria mea faptul că relația existentă între Consiliul Local Slănic Moldova, retuate Slănic Moldova și operatorul local de salubritate, Util Preț, este nulă de drept, prin simplu efect al faptului că operatorul pe care dumneavoastră îl aveați nu deține licență. Legea solicită două condiții cumulative operatorului de salubritate. Existența contractului și a licenței. Una fără alta nu se poate. Degeaba ai licență, dacă ai contract cu ATU, degeaba ai contract cu ATU dacă nu ai licență. Partea proastă este că Util Preț nu a avut niciodată licență. Asta înseamnă că nu a fost operator de drept. De ce nu a fost licență? Este acord de Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice. În funcție de hotărârea luată de Consiliul Local, ANRSC-ul analizează documentația depusă de operator. Avem două posibilități mari prevăzute de lege. Una se cheamă gestiunii directă a serviciului, care poate fi realizată prin intermediul unui serviciu public local de salubrizare cu personalitate juridică distinctă și subliniez pe acest aspect, sau o firmă, și cum a fost Util Preț, dar cu condiția că această firmă să fie controlată în proporții de 100%. Fie pe capital social, când vorbim de părți sociale, ca SRL, fie pe acțiuni, dacă vorbim de ESA, de către Consiliul Local. Nu știu cum să spun. O să folosesc un termen general. Schema încercat aici, cu un SRL pe apă și o combinație de Consiliul Local cu SRL-ul de pe apă egal operator de colectare și transport, în fața Autorității Naționale de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, care nu face decât să aplice legea, nu a fost suficientă pentru acordarea licenței. În ideea de a prezerva existența Util Prețului, cu condiția ca dumneavoastră Consiliul Local al ADIS Moldova să preluați în integralitate controlul asupra operatorului, am aici câteva adrese de la Consiliul Județean transmise către ADIS Moldova începând cu anul 2013. În care toate aceste lucruri au fost aduse la cunoștința autorității publice locale. Inutil să întreb cine mai era în Consiliul Local atunci, dacă are cunoștință, luăm lucrurile de la momentul la care ne aflăm. Știu că este extrem de deranjant pentru dumneavoastră în calitate de, în primul rând, cetățeni ai Slănicului, unii dintre dumneavoastră agenți economici, dar în egală măsură și reprezentanți ai autorității publice locale, în relație cu cei care v-au ales, referitoare la acest subiect. Partea proastă pentru mine, în calitate de director executiv, a fost următoarea. E nevoie ca împreună să rezolvăm probleme trecute, dar care ar fi putut și trebuit să fie rezolvate până în prezent. Nu o să vă ascund faptul că eu am trimis în control la ANRSC-ul din luna martie. Nu doar la Slănic Moldova, ci peste tot. conștient și de legea prevenției și de faptul că respectiva autoritate va lăsa un set de măsuri care, dacă vor fi îndeplinite, vor aduce în stare de legalitate atât operatorul cât și autoritatea administrației publice locale. Din păcate, și am analizat această opțiune cu unul dintre cei mai buni colaboratori pe care i-am găsit la nivel de aparat executiv în județul Bacău. Și aici mă refer la domnul inginer Stamate. Eu am să-i spun domnul profesor. Cu care am analizat împreună toate opțiunile posibile, am discutat cu domnul primar și mă bucur să constat faptul că dânsul pe acest subiect este extraordinar de bine pregătit. Domnul primar, eu nu fac complimente gratuite, vorbesc foarte serios. Rețeta aplicată sau aplicabilă astăzi la Slănic Moldova, dacă va fi aplicată și la alte UAT-uri în aceeași situație de blocaj, va conduce ca efect imediat la deblocarea situației. Și a solicitat ADIS-ul și Ecosudul, în baza legii Util Prestului, să dovedească calitatea de operator. Pe care, repet, o putea face cu contract și licență. Ai licență, nu ești operator. Ce era de făcut? Poate Consiliul Local să-și îndrăgească controlul? E o problemă de drept în care nu m-aș băga personal eu prea adânc. E de analizat și de întrebat în primul rând la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, dacă un OAT poate deține un operator, obiect unic de activitate, tip SA, și un alt operator, tip SRL, alt obiect de activitate. Clar trebuie să fie distincte și încercarea SA și SRL. Nu bag mâna în foc. Dar e de întrebat. Însă, astăzi suntem în situația în care constatăm o evidență. Nulitatea de drept a hotărârii de Consiliul Local de atribuire a contractului în sistem gestiunii delegate. Dumneavoastră, la Slănic Moldova, aveați gestiunii delegate. Asta înseamnă că responsabilitatea autorității administrației publice locale era transferată către o entitate terță. Se poate face în două feluri delegarea de gestiune. Fie o delegare directă către un operator pe care îl controlezi în proporție 100% și aici seamănă cu gestiunea directă, dar o să vă explic diferența între cele două. Unul dintre cei doi operatori poate participa la proceduri de licitație publică organizate de alte UAT-uri. Celălalt nu. Deci cel care este cu gestiune directă nu mai poate participa la alte licitații. Sau delegarea de gestiune prin fie directă de către UAT prin procedură de licitație publică, dar din 2010 doar ADIS-ul face astfel de licitații. În 2010-2013 un număr de 5 UAT-uri au refuzat în mod explicit tutela ADIS-ului pe subiect, nu e niciun fel de problemă, am mers înainte cu toții, fiecare în felul propriu, blocându-ne la momentul adevărului. Din păcate, putem acționa doar pentru viitor. Consecințele legate de ceea ce s-a derulat până în prezent, vă rog să mă înțelegeți, nu mă privesc. Asta înseamnă tot ce înseamnă plăți efectuate, controale ulterioare, pentru că subiectul este în autoritate publică, nu sunt responsabilitatea ADIS-ului. Propunerea pe care a lansat-o domnul primar este în temeiul unui articol foarte interesant din lege, care spune în felul următor. Constatând absența licenței operatorului, autoritatea administrației publice locale denunță contractul de delegare pe care îl are. Însă, operatorul, recte util prestul, este obligat să mai presteze 90 de zile. În egală măsură și în paralel cu această acțiune, este necesară înființarea serviciului public local și derularea tuturor demersurilor de autorizare, avizare, licențiere acestuia, suplimentar cu partea de angajare personală. Bun. Soluția cu care a venit ADIS-ul. Dacă se intră în cadrul reglementar. Contractul va fi încheiat de Util Prest cu Ecosudul, cu durată determinată, 90 de zile, cât timp este obligat să presteze în continuare. În intervalul ăsta de 90 de zile, serviciul public local își continuă demersurile de autorizare, licențiere, angajare personală și la final va încheia serviciul public local cu Ecosudul, dar cu condiția să fie operator licențiat. Soluția găsită este maximumul de interpretare a legii. E maximumul de interpretare posibil a legii în ideea deblocării situației. Așa cum a spus și domnul primar, o eventuală procedură de licitație publică organizată de ADIS Bacău în Onești, pe seama Slănicului, eventual și altor UAT-uri aflate într-o situație similară, vă spun din start, durează minim 2 ani de zile. Până aici eu aș face precizarea că dacă s-ar scoate serviciul la licitație, legea permite că pe toată durata licitației să denumim un operator selectat pe situații de urgență. Adică nu s-ar bloca activitatea, numai că la ADIS, ca să se convoace adunarea generală a membrilor asociației, să se ia toată lumea trebuie să aprobe asta, după care să se facă bugetul necesar pentru și toate celelalte. Asta este o procedură de durată. Bun, acum, eu aș vrea, dacă îmi permiteți, să pun eu prima întrebare domnului director. Noi, dacă la momentul la care 2013, când s-au rupt relațiile, practic, 100% între ADIS și UATS Telecom. Nu o să privesc lucrurile la fel ca dumneavoastră, dar o să vă explic. Bun, dar nu, eu vreau să vă pun întrebarea. Da. Întrebarea este următoarea. Da. Dacă noi am fi, după ce s-a semnat documentul de poziție și toate celelalte documente necesare, prin care s-a confirmat că noi suntem legați umbilical de această asociație, dacă rămâneam, aveam și noi, cetățenii noștri și întreprinzătorii noștri, o dotare de pubele, de containere, de amenajamente necesare, de mașini cum trebuie, de logistica necesară ca să se poată face o curățenie corectă la Slănic Moldova. Asta este întrebarea mea. Adică lumea să înțeleagă că la momentul acesta trebuie de fapt să refacem ce s-a pierdut acum 5 ani de zile. O să vă spun în felul următor. Din păcate pentru mine, au existat câteva unități administrativ-teritoriale care nu au înțeles la momentul respectiv, atât la nivel de autoritate executivă, cât și la nivel de autoritate deliberativă, idei asocierii. Pentru mine lucrurile sunt foarte simple. Îmi va fi întotdeauna mai ușor împreună decât de unul singur. E un joc de echipă. Care era ideea ADIS-ului? De a avea 3 contracte, 2 de colectare și transport, unul din municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe, pentru că așa trebuia să continuăm un proiect cu finanțare europeană, ISPA, din perioada și unul pentru restul județului, pentru ceilalți 70. Din ceilalți 70, 65 sunt într-un contract cu Romprest și au așa. Operator licențiat, dotat cu mașini Euro 6, dotat fiecare gospodărie individuală cu pubelă de 120 de litri, în mod gratuit achiziționată prin proiect, fiecare unitate administrativ-teritorială dotată suplimentar cu containere de către Romprest, de capacitate 1,1 m3, noi nouți metalice pentru deșeurile menajere în zona greu accesibilă și zona de blocuri, unități de compostare individuală pentru zona de case din rural și urban, pentru compostarea deșeurilor biodegradabile și scăderea cantității generale de deșeuri, plus baterii de containere a câte 3, pe cele 3 fracții arhicunoscute, hârtie, sticlă și plastic. Bun. Ce înseamnă pentru mine delegarea? Pentru că am avut și eu de multe ori tendința ideii controlului asupra operatorului, care aparent ar putea fi exercitat mai bine dacă este în subordinea Consiliului Local. Ideea asta a delegării a fost foarte mult susținută de reprezentanții Comisiei Europene în momentul în care Consiliul Județean a aplicat proiectul. Și am căutat să o înțeleg. Și mi s-a explicat. Deci le-au și românești. Mi-au spus în felul următor, există riscul, nu doar în România, ci peste tot, ca la un operator controlat de UAT, relațiile de natură financiară să fie denaturate. Adică, pe scurt, în orice alt UAT, care este sub tutela ADIS-ului, lucrurile sunt extrem de clare. UAT-ul nu mai cheltui bani pentru operator. ADIS-ul plătește operatorul pentru ceea ce face, operatorul se dotează, se redotează, dotează populația, își plătește salariații. În momentul în care, nu spun că ar fi cazul la Slănic Moldova, să ne înțelegi, în momentul în care serviciul este organizat în cadrul compartimentului de specialitate. De-aia legea a cerut clar, nu mai e ok doar compartiment de specialitate. Serviciu public cu personalitate juridică distinctă, în așa fel încât să existe un control financiar foarte clar. Pentru că una dintre condițiile licenței pe care o știți este cea legată de rentabilitatea financiară a operatorului. Ce înseamnă lucrul ăsta? Dacă am delegat gestiunea, obligația mea e să-l plătesc atât. Și să-l verific. Dacă la anul gestiunii directă există tendința și practica de a fi susținut financiar sub diverse forme, adică Consiliul Local cheltuiește banii pe care, de fapt, respectiv operatorul ar fi trebuit să-i cheltuiască și să fie chiar și pe profit. Pentru că dacă profit, ANRSC-ul îi retrage licența. Însă, în practică, și vă dovedesc, consiliile locale ajută operatorii locali în mod indirect, dar din punctul meu de vedere, cu încălcarea legii. Adică operatorul de salubritate, care are această activitate, trebuie să o gestioneze cu resursele care îi sunt alocate. Mai mult decât atât, operatorul de salubritate pe care îl avem noi la nivelul celor 65 de OAT-uri, întoarce bani la Consiliul Județean Bacău cu titlul de redevență. Adică, pe ceea ce am pus noi la dispoziție, pubele și containere achiziționate din fondurile europene, se întorc bani care redevență din partea lui pentru că le folosește, iar banii respectivi ajută Consiliul Județean la extinderea infrastructurii la nivel județean în funcție de necesități. În cazul în care unul AD, oricare, facem asociație de fapt cum am aflat la Slănic, deși îmi place foarte mult aici, operatorul local nu realizează profit. Care ar fi soluția pentru dotare? Onor Consiliul Local să aprobe eventual cheltuirea unor bani, atenție, din bugetul localității pentru operator. Păi operatorul are și el bugetul lui, nu? Are și el activitatea lui. Ar trebui să aibă și el profitul lui. Ce ar trebui să facă Consiliul Local? Doar să-l plătească pentru activitatea pe care o face. Bun. La momentul la care stăm de vorba, dotarea prevăzută prin proiect pentru Consiliul Local Slănic Moldova este de, o să o spun foarte franc, este insuficientă. Vorbim de 18 containere de colectare selectivă, împărțim la 3, asta înseamnă 6 puncte de colectare selectivă. Ca să vă aveți o imagine așa generală, într-un container de 1,1 metri cub în cap aproximativ 350 de kg de deșeuri, într-un container de 1,1 metri cub de hârtie, găsim cam 10-15 kg de hârtie. E clar că trebuie mai multe pentru atingerea țintelor care sunt din ce în ce mai. O posibilă soluție pe care, la care eu visez e dotarea suplimentară a întregului județ, datorată pe un alt proiect, la ce mod? Gospodările individuale dotate cu pubelă de menajer și pubelă de reciclabil. În pubela de reciclabil să dea cetățeanul la amestec toate cele 3 fracții de reciclabil. Pentru zona de blocuri, dotarea cu baterii, plus containerul suplimentar de menajer. Sancțiuni există în regulamentul serviciului de salubritate pe care am să vă rog să-l aveți în vedere și la serviciul public local de salubritate, pentru că este aprobat deja ca anexă la contractul cu Ecosud. Și s-a rezolvat practic multe dintre soluții. Iau o gospodărie, o casă din Slănic Moldova, am dotat-o cu unitate de compost, nu mai are voie să dea biodegradabil. I-am dat felul de menajer, doar menajer, fără amestec de pământ, piatră sau verdeață. De ce? Că eu, poate, am interesul să țin cantitatea cât mai jos, de ce? Costă la tonă. I-am dat și o bubelă de reciclabil, eu o colectez separat, în altă zi de colectare, nu mi-ating țintele. Ce facem cu agenții economici? O să ating subiectul cel mai sensibil, pe care l-am înțeles din abordarea multor consilii locale și a multor domni primari de-a lungul timpului. Organul cel mai sensibil al omului astăzi este buzunarul. Eu susțin principiul taxei pe cap de locuitor și taxei pe salariat. Și o să intrăm într-o dezbatere filozofică de genul. Un salariat frizer face mai puțin cu noi decât un salariat miner. Și, de exemplu, duc la nesfârșit. Însă, fără un principiu corect, care pleacă de la plată a serviciului de care beneficiezi, nu putem ajunge la distinție. Eu susțin plata în funcție de obiect de activitate, număr de salariați și cantitate. În relația, și o să întreb pe doamna de la Util Serv, în relația cu agenții economici, întotdeauna va exista tendința agenților economici de a deversa deșeuri în punctele de colectare comune pentru populație. Și să plătească eventual populația din taxă. Noi am încercat pe zona Romprestului un principiu un pic preamențesc pentru România. Adică, cetățenii plătesc taxe și au puncte de colectare și cu bere individuale și agenții economici fac contracte individuale, vor fi dotați individual, vor plăti fiecare pe cantitatea care o predau. Ei, în momentul în care în România vorbim despre plătești pentru cât arunci sau plătești pentru cantitatea care o predai, surpriză, cantitatea predată este zero. Ce se întâmplă cu deșeuri? De simplu, duc la populație. Cine îi plătește? Populația. Și ca să aveți o imagine a ceea ce înseamnă eșec din punctul ăsta de vedere și cu rugămintea la dumneavoastră să-l aveți în vedere pentru a nu repeta aici, lucrurile stau în felul următor. Am 3.800 de tone pe lună de la populație și doar 200 de tone de la toți agenții economici și instituțiile publice de pe raza 65 de UAT-uri. Cam cum vi se pare proporția? Fix invers proporțional. Eu susțin dotarea inclusiv a bisericii, a oricărui dispensar, a oricărui agent economic, dar cu observația următoare. Orice instituție publică, orice agent economic nu trebuie dotat în mod gratuit. În special dacă bunurile sunt achiziționate din fonduri europene. Dotarea gratuită, maxim la populație, cu obligația ca operatorul să plătească redevență. Soluții practice pentru Slănic Moldova. Suplimentare containere. Însă astăzi, când stăm de vorbă, obiectivul prioritar este ca deșeurile depozitate într-o manieră quasi necontrolată, ca să folosesc un eufemism, mâine se plece către exact, de la Onești. Bun. 2. Ritmul de colectare separat al reciclabilului. Susțin ideea unei zile pe săptămână în zona de case, la 3 zile pe săptămână în zona de blocuri, în funcție de opțiunea aleasă pentru agenții economici pe care doar dumneavoastră Consiliul Local o veți stabili, puteți menținuți la taxă, și aici aveți un control mult mai clar, e simplu. Numărul de salariați există, numărul de agenți economici activi există, și s-a închis subiectul. Ce legătură are numărul de salariați cu bunoiul? Credeți dumneavoastră, în primul și în primul rând, obiectul operatorului de colectare și transport deșeuri este legat de deșeurile menajere și deșeurile similare celor menajere. Ce înseamnă deșeul menajer? Este deșeul produs de fiecare dintre noi acasă. Ci deșeul similar celui menajer. Este un deșeu produs tot de către noi, cu compoziție asemănătoare, dar produs la locul de muncă. Pentru că dacă vorbim, asta nu e ceea ce spune, e ceea ce spune de fapt. Și pentru lucrul ăsta puteți apela la doamna secretară. Știți ce se întâmplă? Știu dacă nu eu îmi cer scuze că sunt agent economic și nu mai dovedim să plătim toate taxele care le puneți dumneavoastră anumite asociații și tot felul de legi. De exemplu, ce profil de activitate aveți? Turism. Și poți să am la Slănic Moldova. Super. În momentul în care eu sunt deja gunoierul marketelor, pentru că cei care vin în weekend, atât orașul, cât și noi, agenții economici, suntem gunoierul marketelor, că la tine, cu Petru, cu Grația. Bun. Alea le selectăm și noi. Dar chestia cu salariații este de neînțeles orice ați vrea dumneavoastră să spuneți. Okay. Indiferent ce spune legea. Legea a fost făcută de un om care vroia să câștige cineva. Ce bunări va să facă un funcționar? Că mănânc un măr? Nu. Pentru că vă spun de ce. Eu am, de exemplu, la birouri. El ia masa în restaurant, mănâncă și desertul acolo, tot gunoiul intră la unitate. Okay. Când îmi puneți încă un jug în gât de taxa de salariat, deja nu-l mai recunosc. Că salariatul ăla nu face nimic. Mai era odată o propunere care, mă rog, până la urmă s-a disipat, cu taxa de mediu la salariat. Ce face ăla? Miroase, dă damfuri, ce îi scons, ce vrea cu okay. Deci aș vrea ca dumneavoastră, pentru că știți de ce vă zic lucrul ăsta, pentru că acest adis este făcut, totuși, ca să ajute întreg județul. Eu știu despre el de la înființare, de la groapa de gunoi, care din, așa, pentru că îl cunoșteam pe domnul Stavarache, eram și eu pe acolo, și pe domnul Tite Apostol, dar vin prea multe juguri pe capul unui om. Și vreau să vă zic ceva, dacă ar fi o societate normală, ar trebui ca agenții economici să fie sprijiniți Pentru că eu colectez gunoi de la niște turiști sau de la niște oameni care nu-l fac și eu nu iau lui taxă, cazare și gunoi. Nu iau doar cazare. Înțeleg. Înțeleg. Așa. Înțeleg. Mi se pare destul de deplasată această chestiune cu numărul de salariat. Eu sunt agent economic din 1991 în particular și știu ce vreau. Știu ce spun. Bun. Când plătesc. Atunci mă adresez dumneavoastră în dublu calitate cu un calcul extrem de simplu. Statistic vorbind, dar mai mult decât atât, este hotărâre de Guvern de aprobarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor. Cantitatea medie de deșeuri generată de un cetățean din mediul urban este de 0,66 kg deșeuri pe zi. Asta înseamnă că într-o lună de zile, fiecare dintre noi, statistic vorbind, avem 20 de kg produse. Oricum, e o medie lunară, statistică, cu variațiile aferente, așa cum știți, sezoanelor. La o populație, dați-mi voie să pun o întrebare, la o populație a Slănicului rezidentă, adică prezentă efectiv acasă în număr de, și aici aștept din partea dumneavoastră un răspuns, eu spun că variază între 3 și 5.000 de locuitori. Mă luăm în calcul. Na, asta e puțin. Nu, nu. Pe chestia asta e un subiect foarte delicat. Pentru că nimeni în afară de dumneavoastră nu poate ști câți mai sunt prezenți. Și pentru a afla câți mai sunt prezenți, ADIS-ul va transmis spre aprobare regulamentul de stabilire a numărului utilizatorilor serviciului public de salubritate în vederea calculării taxei. Mai pe scurt, fiecare dintre noi știe un lucru clar. Câte imobile sunt în Slănic Moldova. Corect? Domnul director, discutam despre agenția... Ok, ajung și acolo. Dar dacă dumneavoastră nu puteți să-mi spuneți câți locuitori sunt la Slănic Moldova, de dragul calculilor, eu am să iau o cifră primală, 3.000. Sunt 3.000. Ori 20 de kilograme pe lună fiecare. Asta 20 de kilograme este o statistică presupusă. Nu, este o statistică stabilită de Guvernul României. Este calculat. E 18 de la 0,18 pe zi până la 0,60. Nu, a fost mai mare. A fost 0,9. Dar totul este o prezumție. Nu, nu, este pe baza datelor oficiale. De a 20 de timp de guvern, a fost conteam timp. Tocmai am spus faptul că e hotărâre de guvern. Cireșoaia este zonă rurală. Nu, este zonă urbană și vă dovedesc lucrul ăsta prin următorul aspect. Deci, comuna Cireșoaia și orașul Slănic. Ok, ok. Vă dovedesc, din păcate, lucrul ăsta. Știu situația satelor aparținătoare de urban. Dar, din păcate, pentru noi toți, lucrul ăsta a fost tranșat deja de Siruta. Deci, sunt sate aparținătoare de oraș, categorie. La fel cum e Vermeștiul din Comanești. N-am ce să fac dacă Cerdacul sau Cireșoaia erau declarate sate mediu rural, 4 lei tax. N-aveam niciun fel de problemă. Înțeleg dificultatea. Bun, revin. 3.000 de locuitori, ori 20 de kg pe lună. 60 de tone. Doamnă, care este media cantităților de deșeuri colectate lunar de pe raza Slănicului mediu? În 2017 am avut 783 de tone. Total, agenții economice... Ia, deci aproximativ 60 și... pe acolo. Bun, o secundă. Problema mea legată de Util Prest și Slănic Moldova este următoarea. Eu nu pot susține afirmațiile dumneavoastră în condițiile în care vorbeați de domnul Stavarache și de celul la urma depozitului. 2015, 2016, 2017 și 2018, partea de Cerula 1, zero cantități de deșeuri de pe raza UAT Slănic Moldova, transportate și depozitate la Cerula 1. Ați zis că nu mai vorbim despre morți. Ok, nu-mi face plăcere să-i dezvolt. Da, explicația pentru taxa pe salariat, că de aici am plecat. Eu vreau să vă spun că taxa pe salariat, indiferent, uitați, mă uit la asta care taie la circular. După ce mănâncă vasăle, ia pachetul și-l pune în coș. Nu faci un gunoi separat el, care să-l plătesc eu ca angajator. După aceea, vreau să vă mai zic un lucru. Aș vrea să... Sunt, dați voi ca să nu vă... Nu, să-mi spui, să nu opresc. Chestia este că... Nu, dar noi suntem într-o discuție... Absolut, cât poate de liberă. Exact. Deci, am spus că de domnul Stavarache am avut prilejul să-l cunosc de foarte mult timp și, mă rog, nu este dumneavoastră subiectul. Sunt președinte și scrie sănătos. Eu vreau să vă spun un lucru. Sunt de 35 de ani în Slănic Moldova ca... și angajat cu funcții de răspundere și ca și angajator. Da. Vreau să vă zic că situația gunoiului ca acum nu a fost niciodată așa. Okay. Noi, locatare, cât și turiștii din România și din toată lumea, de exemplu, eu am acum știu englez, așa, ei nu sunt vinovați să suporte niște anomalii ale OAT care le-a făcut pe timpul trecut. Okay. Ba da, deci okay. Eu consider așa că dumneavoastră, la forul superior, trebuia să această discuție care avem astăzi și expus foarte frumos, vă pricepeți la asta. Și bineînțeles că este o apreciere care vă fac pentru că sunteți manageri și ați făcut-o foarte bine. Dar noi am suferit și suferim în continuare, că oamenii zice, dom'le, ce primar aveți, băi? Și eu, până la urmă, mă deranjează. Sau zice, dom'le, am venit pe drumul ăsta și în afară că e rupt, înțeleg că a fost ploaie, dar vă numai să sași cu gunoi, că mai sunt și câinii ăștia care au mai rupt, sunt întins și... Noi nu trebuia să ajungem la această situație. Și eu vă spun că ceea ce a propus domnul primar este singura soluție. Eu am fost ieri întâmplător cu altă problemă la doamna prefect și mi-a spus că primarul a fost acolo să ceară o alertă vis-a-vis de gunoi, pentru că să mai mărească timpul pentru licențiere, nu se poate din cauza că nu are timpul socialmente care alerta pe timpul cât ea se realizează, nu e timp să se facă acea licențiere, însă întrebarea mea, ca om de atâția ani în Slănic și n-am văzut atâtea gunoaie, și să știți că gunoaiele nu stau. Omul și-l ține în poartă să întâmple să fac vierme acolo sau ceva. Mă ascultați? Vă ascult foarte atent. Dar am o dovadă pe care vreau să vă prezint. O să se duc în altă parte. Să prezint până și de mini-depozite, pe acolo, pe acolo. Și atunci, eu zic că Slănic Moldova nu reprezintă județul Bacău, reprezintă România. Este stațiune de interes național și dacă aș face o comparație, pentru că am avut astăzi o mare discuție cu cineva de la Predeal pe fondurile CNI, vreau să vă spun că și Slănic Moldova este cu același drepturi ca și Predealul, ca și Valea Prahovei. Iar județul Bacău, eu care am lucrat pe timpul în politic câtva timp, vreau să vă spun că județul Bacău acorda atenția pe locul 4 județul orașului Slănic Moldova. Ori de când nu mai este din 89 încoace, Slănic Moldova a rămas în coadă. La un moment dat a fost foarte atent până când s-a capturat tot ce a fost de stricat în Slănic Moldova, ca peste tot. Adică s-a luat stațiunea și s-a detonat și a pus-o pichituri și după aia aș vrea să vă rog frumos, eu, în calitate de întreprinzător în Slănic, care aud foarte mult. Domnul primar nu stă de vorbă cu turiștii cât stăm noi. Sunt unități care, din păcate, are aproape două... Stau prin intermediul dumneavoastră. Da, și dumneavoastră vin și vă mai spune, dar noi suntem primii care aflăm aproape 200 de oameni, 180 de oameni numai la mine. Mai sunt la alte persoane. Ei ne comunică. Și am vrea să fim în atenția dumneavoastră, a județului și a ADIS-ului, ca o unitate, ca un oraș care trebuie să înflorească, care trebuie să-și revină, cum i-am spus noi cu mare plăcere, pe la Moldovei. Iar măsurile care sunt de luat, dumneavoastră să înțelegeți că ar trebui luate, poate așa cum domnul Năstase a iertat de datorii de sute de milioane și de lei alte societăți, poate și noastră că din nefericire pentru noi, nu mai putem întoarce ce a fost. Consiliul Local dinainte a făcut cum a crezut, dumneavoastră trebuia să-i luați atunci în unghii, când am crezut noi să tragem ponoasele, dar vreau să vă zic că cât de cât s-a plătit ceva și la dumneavoastră, dar în schimb n-am primit nimic. Nu, dar eu știu așa că dacă cineva îmi dă niște bani, trebuie să-i dau un serviciu. Și noi, gândiți-vă, orașul... Orașul Slănic Moldova, vreau să vă zic că... Nu, Nu puneți că sunt bolnavi. Nu spuneți bolnavi, domnul director. Dar am venit cu noi v-am primit și suntem bucuroși că ați venit. Dar orașul trebuie să fie și îndotat cu o mașină. Că vedeți, lumea zice, domnule, dar am văzut o... De alea verzi frumoase, nu? Nu știu de care. De alea civilizate, domnule. De alea civilizate. Să-mi dea că lumea Slănic Moldova în ce secol? Știți de ce? Pentru că, la un moment dat, gunoiul s-a cărat cu o autoutilitară. Autoutilitară care se vedea toate alea. Și lumea, știți că noi nu avem turiști numai din Coplaca sau din Cucamăcăia. Avem din orașe mari. Avem oameni care au venit domnul senator cu tata și cu mama, o așezat la hotel, că eu vine cu pensia. Și domnule, dar dumneavoastră nu aveți primar aici, dar dumneavoastră alea, și mi este rușine. Pentru că ce? Ar trebui, eu asta vreau să vă rog frumos, nu vă critic, nu îmi permit așa ceva, dar măcar... Să ne fiți și obișnuit că elecții. Nu, dar eu vreau să fiu și caligrafic, când ați venit la noi să vă luăm cu bani. Vreau să acordați atenția toată orașului Slănic Moldova ca o stațiune de interes național, în care vin oameni începând de la Moscova și până la Berlin. Și rugămintea este să ne priviți și sub aspectul că suntem necăjiți. Am primit un consiliu local plin de datorii, am primit unele chestiuni din alea care n-am vrut să temem contract, am vrut să facem mai, am vrut să... Eu, din punctul meu de vedere, ca un agent care... Și acum eu realizez două vile aici în oraș și depun acolo niște bani și vreau să crească în Slănicul, e rugămintea, eu zic, justificată. Sunt 100% de acord cu dumneavoastră și sunt convins de faptul că ați vorbit în asentimentul mai multor dintre colegii dumneavoastră consilieri locali, care știu că sunt și dânsi implicați în activități de acest gen. Dacă nu sunt implicați în mod direct, cu siguranță fiecare din această sală cunoaște cel puțin una-două persoane implicate, așa că aspectele de natură subiectivă le-am înțeles și le înțeleg. Înainte de a lucra la ADIS în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Bacău la Bruxelles, am folosit numele Slănicului, imaginea Slănicului cu mândrie. Dacă e să rămânem în tenta sensibilă, și sper că nu e camera foarte aprinsă, mă doare ceea ce se întâmplă aici la dumneavoastră. Dar nu am venit să întorc spunându-vă că a fost și este responsabilitatea exclusivă a Consiliului Local. Am venit aici pentru ca împreună să vedem că se deblochează situația, am analizat opțiunile, partea legată de finanțarea serviciului public de salubritate mi-a permis să o deschid, deși știu că e un subiect foarte sensibil, ca să știm exact cum stăm. Ați spus un lucru, gunoierii supermarket, adică deșeuri din ambalaje. Ok, pentru deșeurile din ambalaje, Guvernul a scos săptămâna trecută, a adoptat, de fapt, o ordonanță de urgență, care să clarifice modalitatea prin care organismele de transfer a responsabilității, care iau bani de la producătorii de, nu de ambalaje, ci de produse ambalate, de respectivele ambalaje, să întoarcă bani către OAT-uri/ADI-uri, în așa fel încât să se asigure finanțarea serviciului. Da, corect, da. În momentul în care vorbesc de deșeuri similare celor menajere, produse la locul de muncă, din activități normale, nu din activități comerciale sau industriale, sau, Doamne ferește, deșeuri din construcții și demolări care au alt regim, eu vă spun în felul următor și îmi place să dau propriul exemplu. Eu n-aș îndrăzni să vorbesc în fața dumneavoastră dacă nu aș avea taxa specială de salubritate achitată în cetățean, ca în calitate de cetățean, pe tot anul de aici încolo, nu v-aș putea privi în ochi de niciunul dintre fiecare, și în calitate de director al aparatului tehnic la ADIS Bacău, dacă nu aș avea achitate către UAT municipiul Bacău, taxa specială de salubritate pentru fiecare dintre salariați, fiecare. În municipiul Bacău, taxa specială de salubritate astăzi este în cuantum de 10 lei pe lună de persoană. De salariat. Dar de ce nu le puneți, cum pune la impozitele la salarii, puneți și acolo, să vadă omul ce cere și ce cere. Dați-mi voie, domnul director, dacă îmi permiteți, aș vrea să rezum puțin pentru înțelesul, în primul rând, a celor care ne văd la emisiunea asta, se filmează și cetățenii noștri se uită pe această cameră. Deci, Foarte pe scurt, Util Prest în 2016 avea de primit de la primăria Slănic Moldova peste 4,5 miliarde de lei, avea datorii la ANAF peste 2 miliarde de lei și la alți furnizori încă 2 miliarde de lei. Respectiv, în acești 2 ani de zile, Util Prest a avut 2 termene la insolvență provocată de ANAF ca să intre în insolvență. Noi am reușit să ne achităm către Util Prest. Mai avem acum aproape 200.000, aproape 2 miliarde, dar sunt și datorii curente, adică datorii care se generează. Am reușit să restructurăm aparatul de la 36 de angajați la 18, respectiv 12-13, cât vor trece din coace ceilalți cu... mai avem spații verzi și celelalte vor rămâne acolo. Și noi suntem bucuroși că la momentul acesta societatea Util Prest este o societate sustenabilă. În ultimele 6 luni a făcut profit. Între timp am făcut și guvernanțe corporatiste, că ne-a obligat legea să schimbăm modul de management al acestor 2 societăți. Și am făcut din primul an trecerea de la tariful pe gospodărie la taxa pe gospodărie la taxa pe persoană, care este conform legii, și din primul an am adus taxa la promisiunea pe care a votat-o Consiliul Local Slănic Moldova în 2010. Respectiv, putem face dovada și a respectării legii locale și județenii asociative, cea pe noi și naționale, putem face și dovada managementului bazat pe restructurare, pe economii, și am îmbunătățit și colectarea la Slănic Moldova. Am făcut acele puncte de colectare. Nu exista nicio platformă betonată. Știți foarte bine cum stăteau acele containere comune, aruncate, fără țarc, fără platformă. S-a făcut chiar în 2016. Am pus astea pentru... Am pus cotarele pentru plastice. Am făcut niște pași. Nu suntem mulțumiți cu ce s-a făcut, dar suntem pe drumul cel bun. Nu o să reușim noi, UAT Slănic Moldova, la momentul acesta, să cumpărăm 2 mașini noi de colectare a gunoiului, să cumpărăm pupele, să cumpărăm. Din această cauză am negociat cu ADIS Bacău niște clauze și ADIS Bacău a fost de acord prin redistribuire să ne dea 1.500 de tomberoane, pubele individuale, și sperăm măcar pe vale, pe Valea Sănicului, să avem la fiecare familie câte o asemenea pubelă, și vom mai primi încă 18 containere de colectare selectivă, care ne vor ajuta. Nu este suficient. Este un prim pas acum să deblocăm situația cu gunoaiele la Slănic Moldova. Pașii următorii vom face împreună. Eu o să vă prezint la fiecare etapă. Sperăm ca foarte repede, dacă se poate, pe parcursul acestui proiect care durează până în 2032, adică noi suntem cumva pe un plan de viziune de județ care a fost implementat, care a fost finanțat. Din păcate, repet, datorită acestei lipse acestei separări dintre Slănic Moldova și ADIS Bacău, noi nu am beneficiat, populația și localitatea, de niște investiții care ar fi adus localitatea noastră măcar la nivel de comună. Pentru că toate comunele, când mergem pe stradă, găsim acele containere, acele pubele individuale, da? Așa că, la momentul acesta, dacă ne uităm în urmă, nu ne ajută, ne învață doar să încercăm să facem ceva în așa fel încât să reparăm aceste greșeli. Eu sper ca foarte repede să intrăm într-o normalitate, să nu ne fie rușine că vin turiștii și ne atrag atenția. În același timp, ce trebuie să rețină și domnul director, și dumneavoastră, și cetățenii noștri, localitatea Slănic Moldova este o localitate atipică, în sensul în care foarte multe gunoaie generează turiștii noștri, pentru că se plimbă prin stațiune. Și stațiunea se amestecă cu orașul. Știți foarte bine că mai mult de jumătate din apartamentele din Slănic Moldova sunt cumpărate de proprietari din alte zone. Nicăieri nu se întâmplă, nici în Bacău, nici în Moinești, câți au case de vacanță la Moinești sau la Târgu Ungureanu sau la... Și atunci, managementul acestor deșeuri nu este așa de simplu, pentru că el se intersectează la un moment dat cu noiul produs de turistul care vine de la Galați și are apartament la blocul 11, unde stau eu, cu cetățeanul care locuiește la blocul 11 și n-ai cum să le separi. Așa că noi va trebui să implementăm niște reguli mai stricte și din diferite surse de finanțare, nu de la bugetul cetățenilor de pe vale, să plătim culoarele din stațiune. Anul trecut, 2017, noi am făcut, domnul director, o monitorizare foarte atentă a cantității de gunoi din stațiune. Știm exact cât gunoi s-a produs. Și drept urmare, anul acesta, am pus o taxă pentru, din care salubrizăm o parte din Slănic. Nu reușim din taxa aia să salubrizăm tot Slănicul. Și ce trebuie să mai rețină, domnul consilier? Legea interzice să plătim de la bugetul local activitatea de colectare a gunoiului individual și public. Respectiv, dacă noi am avea de unde, nu avem de unde bani, dar dacă am avea să punem noi 1 miliard acum, că suntem noi, votăm asta, vine Curtea de Conturi, te verifică și spune dați bani înapoi că ați pus bani. Respectiv, cine produce gunoi, trebuie să plătească gunoi. Din această cauză, la momentul acesta, noi suntem aici, în sensul, adică parcursul nostru cu gunoi la Slănic Moldova a fost așa. S-a terminat că mai merge pe deal și le dă foc, s-a terminat că le mai aruncă în fârâu, toate astea va trebui să se oprească, dar noi știm foarte bine cum se întâmpla înainte și unde s-ar dea gunoaiele, dar nu asta este, nu ne ajută situația asta, da? Trebuie să facem până în 2020 colectare 50%, să reducem cu 50% colectarea selectivă, este o țintă pe care dacă nu o să o atingem, o să vină o penalitate foarte mare asupra noastră și asupra tuturor dintre noi și ne propunem să reglementăm foarte repede aceste lucruri și să încercăm să le aducem într-o situație cât mai potrivită pentru localitatea noastră. Multe dintre soluții sunt în mâna dumneavoastră. Multe dintre soluții sunt de implementat de aici încolo. E drept. Dacă nu, totuși, susțin ceea ce spune și domnul președinte de ședință și domnul primar, n-a reușit să dezblocăm morții. Dar pentru ca toată lumea să înțeleagă de ce ne aflăm în acest blocaj, astăzi de aici și acum, mi-am permis să le prezint atât domnului primar, cât și domnului președinte de ședință, niște adrese din partea Consiliului Județean. Din 2013 până în 2016, adresate OAT Slănic Moldova legate de solicitările de a reglementa situația operatorului local, cu respectarea strictă a legii. Însă, pe de altă parte, și dumneavoastră și domnul primar sunteți în funcție din 2016, nu e de datoria mea să număr faptul că sunt 2 ani de zile în spate și în acești 2 ani de zile același subiect... Bun. Întrebarea mea către domnul director este următoarea. Dumneavoastră, credeți că dacă noi nu am fi lucrat să salvăm această societate, mă refer la SRL Util Prest, nu s-ar fi întors tot împotriva noastră blocajul acesta? Cum ne-a executat? Ne-au executat alte firme, ne-ar fi executat ANAF-ul pentru Util Prest. Și acum vă dau așa din casă, dar pentru consilier, să știți că Util Prest a avut și jurist angajat cu normă întreagă până anul trecut, în luna decembrie, când constatând că nu-și face treaba, am schimbat, că nu mai avem nevoie de jurist și acum suntem în instanță, juristul care tocmai era treaba lui să țină relația cu structura noastră asociativă, să țină relația cu ANRSC-ul, să țină relația cu agenții economici și așa mai departe, venea la serviciu cum voia și... Deci ne-am confruntat și cu o problemă de resursă umană, nepregătită sau rău intenționată în localitatea noastră. Trebuie să o spunem, pentru că ne este rușine, nu ne este rușine, nu este așa de simplu ca peste noapte să îndrepți niște lucruri care au fost pornite prost. Și am avut și o încercare de director, dacă vă amintiți, anul trecut am avut un director 4 luni de zile, după care a plecat, care a lăsat un gol, o pierdere a societății, care dacă societatea e pe pierdere, tocmai v-a spus domnul director cum este eligibilă să participe la licitații. Adică am ajuns într-o sarabandă din asta de probleme în care nu am reușit să luăm altfel de decizii. Deci, ce interes aș fi avut eu să nu pun problema asta acum 6 luni de zile? N-au nici interes. În schimb, o observație pe care o fac, totuși, domnul director, trebuie să fiu corect cu mine, în primul rând. Dacă până în luna iunie, când a venit Ecosud operator, gunoaiele noastre au fost primite în situații de ilegalitate, în care ați spus că suntem, da? De semi-legalitate. Pentru că acel contract pe 49 de ani nu trebuia încheiat pe 49 de ani, pe care o să vă supun votului să-l oprim astăzi. Și asta este adevărat ce spunem noi, că un contract nu se încheie pe 49 de ani, nu permite. Maxim 8 ani, 5 ani, 8 ani de zile vom avea voie. Bun. Da, dar se permitea cu o licitație înainte. Da. Acum, noi am preluat acel contract, ni s-a spus că este în regulă, am urmat acel contract. Întrebarea mea este, de ce totuși, cum s-au primit gunoaiele noastre la celula 1, 2 ani de zile, nu s-au primit și la celula 2 de o lună și 2 săptămâni? Extrem de simplu. Și atenție la ceea ce voi spune acum. Repet ceea ce am spus mai devreme. Primăria municipiului Bacău, în calitate de operator al depozitului ecologic conform, celula 1, în raportările către ADIS Bacău, și vreau să fiți foarte atenți la ceea ce spuneam, 0 cantități de deșeuri de pe raza Slănic Moldova depozitate. Ceea ce afirm public pot demonstra. Sunt foarte puține cazurile în care UAT-uri din județul Bacău apar cu evidență 0 deșeuri depozitate la operatorul depozitului. Bun, eu am înțeles asta. Asta este... Deci, domnul, noi avem un contract. Vă putem prezenta oricând situația deșeurilor produse de noi, situația cântarului, că avem bonuri de cântar, că le-am dus, au fost cântărite, au fost... Deci, nu, el mai departe, cine ni l-a primit? NVM, sau cum îl chema pe ăla de la Onești, care era autorizat să le primească și să le transporte. Și Ecovalea Muntelui. Nu le-a raportat mai departe. Bun, acum... Dați-mi voi să-mi continui expoziția. Nici NVM, nici Ecovalea Muntelui nu au fost vreodată autorizate să primească deșeurile colectate de către Util Prest. Ca efect al proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Bacău și a hotărârilor Consiliului Local adoptate anterior, obligativitatea operatorului de colectare și transport deșeuri al UAT Slănic Moldova era de a colecta deșeurile de aici și de a le transporta la depozit ecologic conform, celula 1. Tocmai am spus mai devreme că lucrul acesta nu s-a întâmplat și mi s-a confirmat existența unor relații contractuale. Dincolo de prevederile legale, ca să nu mă pronunț eu, și voi lăsa instituțiile abilitate să se pronunțe pe ceea ce s-a întâmplat aici. Cum poate un operator de colectare și transport deșeuri să încheie relații contractuale cu alt operator de colectare și transport deșeuri? Ca ce? Atâta timp cât deșeurile de aici trebuiau depozitate în celula 1. A cui era obligația de a recolecta și transporta. Haideți să închidem asta. Domnilor, sunt prea multe vorbe. Ce facem începând de mâine? Asta este. Deci s-a stabilit. Prea multe vorbe să înșele, pare inutile. Eu apreciez asta. Pare o abureală mare. Ce facem mâine? Ca să apreciem și eficiența vizitei domnului Sedu, să ne dea un răspuns. Ce facem mâine? Noi asta așteptăm. Deci dacă proiectul meu de hotărâre să facem serviciu intern în cadrul UAT trece astăzi și sper că am fost suficient de clar, atunci de mâine, pe baza reglementărilor legale de celor 90 de zile, da, 90 de zile, este o hotărâre așa, prin care anulăm contractul cu D-Impress. În 90 de zile licențiem serviciu și vom funcționa mai departe. Și nu se întrerupe să luăm de la casă. Nu se întrerupe să luăm de la casă. În secundă, eu sunt foarte deschis, transparent și tranșant pe subiect. Deci, 90 de zile se deblochează Util Prest. În astea 90 de zile, serviciul public local nou înființat trebuie să aibă licență. Exact. Exact. Deci vreau să fie foarte clar. Bun. Pentru că după astea 90 de zile, în funcție de ceea ce se întâmplă între timp, contract se va încheia între Serviciul Public Local de Salubrizare de la Slănic Moldova. Dacă la expirarea duratei contractului cu Romprest veți dori să intrați într-o licitație organizată de ADIS, va fi alegerea dumneavoastră. Domnul primar, contractul cu Romprest a început în 2016, are durată de 8 ani. 2024 este dreptul celor 65 să decide o eventuală prelungire cu 4 ani. 2016 cu 2024, 2028. Din coace Bacău și 22 scoatem la licitație acum. Bun, și dumneavoastră, ce soluție aveți de delegare efectivă? Vă spun tranșant. Sunt 5 excepții. București, Târgu Ocna, Comanești, Slănic, Helegiu. Dacă cei 5 sau oricare dintre cei 5 cad de acord, delegăm prin intermediul ADIS-ului, rezolvăm. Dar, pentru unul singur, delegare prin intermediul ADIS-ului, nu știu ce avantaje ar putea aduce. La prima adunare generală pe care o va organiza ADIS-ul, poate Slănic Moldova se va duce și va solicita să intre, să se repare practic această perioadă de minus și va discuta să primească și el mașini conforme, să primească toate aceste nevoi ale noastre. Bun. Eu aș vrea, domnul președinte, vreau să mai puntez doar un singur lucru pentru înțelesul doamnelor și domnului consilier, cel legat de pubere. E un subiect foarte sensibil. Ați spus ADIS-ul. Dreptul de proprietate asupra tuturor echipamentelor achiziționate prin proiect aparține Consiliului Județean Bacău. Eu astăzi, în fața dumneavoastră, susțin poziția Consiliului Județean Bacău, dar nu pot lua decizii în numele Consiliului Județean Bacău. În altă ordine de idei, tot ceea ce s-a cumpărat, fie s-a distribuit deja, fie a rămas puțin de distribuit. Și are drept astăzi Slănic Moldova, sunt containere de reciclare. Dacă vorbim de subiectul cu bere, există, cel puțin pentru mine, o succesiune logică de evenimente care ar putea conduce. Când spun, ar putea înțelegeți clar că nu mi-asum că se va și întâmpla lucrul ăsta. Despre ce este vorba? Pe raza celor 65 de unități administrative teritoriale unde operează Romprestul, există excedent de pubere, pe care nici UAT-urile, nici populația, nici operatorul nu le folosește. Operatorul plătește redevențe de ceva ce nu folosește. Vă dați seama că nu-i convine. În altă ordine de idei, există câteva solicitări punctuale, pentru că am întrebat pe toți cei 65, de ce anume mai au nevoie fiecare. Încheiem cei din încheiat cu cei 65, restul se restituie la Consiliul Județean Bacău și se va redistribui printr-o hotărâre de Consiliul Județean către unitățile administrativ-teritoriale, dar întotdeauna Consiliul Județean, când va lua astfel de decizie, va întreba orele superior, în capitolul bani europeni, autoritatea de management post-medic. Ceea ce spun eu este teoretic, cred că se poate ajunge la o soluție practică, că doamne iată, nu ne-a dat nimeni bani europeni, ca să cumpărăm cu bere, stăm cu ele pe stoc. Nu. Vom încerca în așa fel. Și cum văd lucrurile? În condițiile în care la Slănic Moldova va fi serviciu public local de salubrizare, adică o entitate publică, are prioritate, că doar nu va fi dotat un operator economic privat în mod indirect. Superb. Bun, acum ce n-am precizat este așa că noi am plătit, Slănic Moldova niciodată n-a plătit cotizații la ADIS. Și ADIS are hotărâre judecătorească. Și avem 1 miliard și ceva de plată, dar acum 2 săptămâni, 3, am plătit 25.000 de RON, adică un sfert din datoria moștenită. Și sperăm să ne achităm și noi de datorile. Bun. Domnul director, am o singură întrebare. V-ați gândit dumneavoastră... Dar puneți... Adică, dacă... Vreau și eu să pun o întrebare, dar sunt dispus la o întrebare. Dar și președinte de ședință, mă, dacă vreți vorba. Păi asta e... Vreau să vă întreb, aveți în vedere tomate pentru... banii astea, bere, cutii, pentru că eu aș fi de acord să fac și un parteneriat, că Dacă omul, turistul vorbesc, nu vorbim despre Slănic Moldova. Știți că ar trimite copilul să vadă acolo, să ia și 50 de bani. De ce nu faceți o listă cu cei care vor să vorbească? Imediat. Eu am încheiat. Eu nu vreau să abuzez de răbdarea dumneavoastră. Vă spun în felul următor. La proiectul la care mă gândesc în calitate de director executiv al ADIS-ului este următorul. Unul cu o valoare pe care o estimez astăzi spre 90 de milioane de euro și care va rezolva, din punctul meu de vedere, două probleme mari. În foarte scurt timp ne va aștepta o taxă de 120 de lei suplimentară pe fiecare tonă de deșeuri depozitate. Adică, oricine ar fi operatorul dumneavoastră de colectare și transport, îl plătiți pentru că a colectat și a transportat. Mai plătim suplimentar pe cel care primește la depozit și astăzi o tonă la depozit e aproximativ 60 de lei cu tot cu TVA, iar o tonă transferată prin Onești undeva la vreo 110 lei cu tot cu TVA. Bun. 120 de lei pe fiecare tonă depozitată. E enorm de mult și sunt bani care se duc la guvern. De ce? Pentru că de-a lungul timpului am stat, cum spune domnul consilier, prea mult de vorbă și am făcut prea puțin. Dacă ungurul a putut, dacă neamțul a putut, poate și românul. Dar noi încercăm, știți? Și nu avem profil de asociativ, așa. Bun. Noi trebuie fiecare să inventăm roata. Partea pe care o spuneți dumneavoastră este o parte care vine pe latura agenților economici. Noi suntem asociații de utilitate publică, interesul nostru, interesul AT-urilor, a cetățenilor și, în general, a utilizatorilor. Dar ideea dotării din bani europeni a agenților economici, oricât de mult aș înțelege ideea și efectele pozitive a ceea ce susțin dumneavoastră, nu o văd posibil din bani publici. Dar ce văd posibil din bani publici, eventual din bani europeni, este dotarea suplimentară a populației în așa fel încât să crești cum rata de captare a reciclabilului, cu ATU să atingă țintele, să nu mai plătiți niciun ban la fondul de mediu, să rămână banii la bugetul local, să se ruleze pe alte proiecte. Bun. Mai e cineva? Domnul director, știu că am discutat, să nu vorbim de morți, dar vreau să amintesc, în 2013 localitatea Slănic nu a încasat taxă pe gunoi, nici cetățenilor, nici agenților economici. În 2014, până în 2016, până s-a votat în Consiliul Local, s-a perceput pe gospodărie. Ar fi vreo posibilitate să taxăm cetățenii pe... Nu, pe gospodărie, să ne întoarcem pe gospodărie. Nu, nu. Haideți să vă spun cu toată deschiderea. Pentru că, cer scuze, am fost acuzați de această cauză. Nu, nu numai asta. Sunt familii care sunt mai numeroși, care sunt afectați. Răspunsul pe care voi da va fi întotdeauna pe lege. Momentul în care ADIS-ul și-a pus amprenta pe subiectul taxei speciale de salubritate pe capul locuitor, a fost momentul în care, la fiecare dintre unitățile administrativ-teritoriale, a venit momentul adevărului. Adică apariția cel puțin unui operator contractat de ADIS. Și avem cei 65 cu momentul adevărului ianuarie 2016, cu taxă aprobată în decembrie 2015, am ajuns la momentul adevărului pentru întreg județul anul trecut, când toată lumea este aliniată și respectă taxa. Principiul este unul simplu și clar. Poluatorul plătește și, ca să fiu prin înțelesul oricui, o casă goală face 0 gunoi, 0 gunoi trebuie să plătească. O casă în care sunt 10, sunt 10 persoane care generează gunoi, 10 persoane trebuie să plătească. Deci nu putem pe gospodărie. Pe gospodărie nu. Este, cum îi spun, este ilegal. Pot să înțeleg disconfortul legat de acest termen comparativ. Pot să-l înțeleg. L-am trăit nu într-un singur Consiliu Local, ci în mai multe. Am avut Consiliu Local cu taxă de 1 leu pe lună de familie și au trecut la 4 pe lună de persoană. Credeți-mă, n-a fost ușor. Însă, cazul a fost în Slănic. Mie, în calitate de director executiv al ADIS-ului, vă spun în felul următor. Mie mi-e frică de operator și de puterea pe care legea i-o dă ca să lapere. Adică, am obligația să-l plătesc pentru ceea ce am muncit. Dar dacă nu-l plătesc, factura de utilități publice este titlul executorului. Indiferent cine este respectivul operator, cu capital privat, mixt, public, cum vreți dumneavoastră, cu factura de utilități publice blochează conturile oricărui UATEC. Bun. Am înțeles. Judecătorii împotriva omului. Dacă mai aveți întrebări pentru mine, da. Pentru domnul director, vă rog. Ați răspuns mai înainte, dar e o întrebare din partea cetățenilor, dacă poate să înțeleagă. De ce e diferența de preț de la oraș și mediul rural? Ok. O pot explica. Foarte simplu. Sunt cel puțin două elemente esențiale. Unul este cantitatea medie de deșeuri generate în mediul urban față de cea de mediul rural și avem, e drept, statistic, dar această statistică este luată dintr-o practică îndelungată, 0,66 kg de persoană în medie în urban față de 0,3 kg pe zi în mediul rural. Pe de altă parte, în mediul urban, ritmul de colectare recomandat este de minimum 3 ori pe săptămână. Pentru cetățenii, mediul rural este de o dată pe săptămână. Întotdeauna, ca efect al acestor proiecte mari, mediul urban, aparent, a fost, deși nu se simte și nu se vede lucrul ăsta, a fost favorizat. Vedeți dumneavoastră, dintr-un oraș, se generează o cantitate mare de gunoi, pentru că populația e mai multă și indicele lor mediu de generare este mai mare și proximitatea orașului față de instalații de deșeuri este redusă. Asta înseamnă că operatorul de colectare și transport deșeuri are costuri reduse. Pentru un UATEC din mediul rural, distanța este mare, cantitatea de deșeuri mică și încă o chestiune, să nu uitați un lucru extrem de important pentru absolut toți. Nu minimalizez eforturile financiare ale niciunei persoane. Dar 4 lei pe lună și 10 lei pe lună au fost calculate la nivel de 2010, fără a se lua în considerare toate creșterile de prețuri, inflație, etc., etc. Și aceste taxe au fost calculate luând în considerare 10% din populația județului, cea mai săracă decilă din populația județului după venitul statistic, în așa fel încât această sumă să fie suportabilă. Dacă dumneavoastră, în calitate de cetățeni, vă întâlniți cu situațiile unor familii numeroase, eu nu sunt insensibil la aceste subiecte, dar vin în contrapartidă cu următoarea întrebare. Tocmai dumneavoastră mi-a zis că a scăzut atât de mult populația Slănicului. Sunt 100% de acord, dar asta înseamnă că dacă e plecat, nu e nici plătitor. Și mai e un aspect. Marea majoritate a persoanelor de pe vale sunt bătrâni, penții destul de mici. Și copiii care stau la bunici. Deci aceștia vor beneficia în noua variantă de ceva reducere sau vor merge pe același preț. Răspunsul este legea. Legea, noi avem posibilitatea și am dat pe social anul trecut la 14 familii niște reduceri, dar banii ăia îi punem de la bugetul local. Deci se respectă legea, deci pentru toată lumea. Dacă mai sunt discuții. De ce? Că este argumentul Ecosudului ăsta. Onești, din unele ne primește cu noi. Am început expozeul cu problema și o să o explic, nu a Ecosudului, nu a ADIS-ului, deși, pentru că vă spuneam la un moment dat că urmăresc ceva. Este o declarație a domnului primar, pe care nu o voi citi în mod public, pentru că este deja publică pe anumite site-uri, legate de relația cu ADIS-ul și dacă am întrebat vreodată cum putem ajuta. Noi nu suntem asociații de caritate, dar am avut grijă de-a lungul timpului ca prin tot ceea ce am făcut, interesele membrilor noștri să fie protejate. Și ca să răspund dumneavoastră, domnule consilier, legat de motivele pentru care Ecosud nu a acceptat până în prezent și nici ADIS-ul, sunt motive legale. Ecosud este obligat să primească și la Onești și la Bacău deșeurile aduse de toți operatorii de salubrizare din județul Bacău, indiferent cum îi cheamă și indiferent dacă au relație cu ADIS-ul sau cu AT-ul. Problema este a calității de operator, care este dovedită de respectiv operator de colectare și transport, cu contractul pe care îl are, fie cu ADIS-ul, fie cu AT-ul, și a licenței. Am spus, ai una, n-ai alta, nu ești operator, nu o spun eu, o spune legea. Ce-a cerut Ecosudul și ADIS-ul în egală măsură. Fiecărui operator invitat la discuții, și reprezentantul autorității administrației publice locale. Pentru că nu e pentru prima dată. E prima dată când particip la ședințe de Consiliul Local. Dar comunicări și întâlniri am mai avut. Deși văd că în spațiul public se proferează alte idei. Nu contează lucrul ăsta pentru mine. Important e să văd că se deblochează. La discuții Util Prest nu a fost prezent. Ecosud a fost, ADIS-ul a fost, ADIS Slănic Moldova a fost. Pentru că am fost conștient de faptul că nu vom fi ascultați de ceea ce spunem. Am trimis, dați-mi voie să continui, domnul primar, că nu v-am întrerupt. Și am răspuns invitației dumneavoastră, dar dacă vreți, citesc tuturor declarația dumneavoastră despre ADIS. Asta am văzut. Deci, apare în... Da, presa este presă, poate să scoate de context. Nu, nu sunteți solicitat. Nu, eu... Deci, avem o relație... Da. Deci, domnul director, eu vă spun că dumneavoastră nu aveți calitatea să stabiliți dacă Util Prest la momentul ăsta este legal cu delegare de gestiune sau nu. Și tocmai secretarul primăriei a spus că acest contract pe 49 de ani este legal. Respectiv, dacă el are licență sau nu are licență, stabilește Consiliul Local dacă îi retrage sau nu această licență. Haideți să nu inflamăm lucrurile. Nu este caz. Eu am străduit să fiu. Faptul că am plătit... Nu. Pentru că indirect proferați un soi de acuze voalate. Nu. Eu vă spun direct ce am de spus. Nu e voalat. Eu vă spun că de 2 ani de zile de când noi suntem aici la conducerea acestei primării, am fi avut timp să discutăm ce s-a discutat în ultima lună. Dacă ADIS Bacău ar fi fost plecat să repare relația proastă pe care ADIS-o a avut cu Consiliul vechi. Ba da, așa a fost. O spun eu clar. Pentru că peste faptul că nu s-au plătit cotizații celelalte, asta e o relație contractuală. Cotizația este o legătură între de apartenență, faptul că nu s-a plătit e clar, dar faptul că știați acum 2 ani de zile că această relație este să putea repara. Eu v-am făcut dovada că am încredere în structurile asociative. Am înțeles acest mecanism. Dumneavoastră înțelegeți astăzi, dacă n-ați înțeles până astăzi, cu ce probleme a trecut acest Util Prest și cu ce probleme ne-am confruntat și cred că este suficient să luăm astăzi o decizie să reparăm aceste lucruri. Dacă vreți să scoatem acum anumite lucruri din presă, de nu știu ce, eu... Sunt declarațiile dumneavoastră. Retragerea sau încetarea valabilității licenței. Doamna secretar, vă cer suportul. Atrage revocarea hotărârii de dare în administrare, respectiv a hotărârii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii, după caz, și conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operator. Retragerea licenței se notifică operatorului cu cel puțin 90 de zile. Nu vă spălați, asta e legea. Necunoașterea legii. Dacă n-am avut licență, domnul director. N-ați avut niciodată. Dar ați preluat un contract cu un operator fără licență. Adică eu nu vin să acuz, să ne înțelegem clar, dar în momentul în care întâlnesc prin presă declarații din partea unuia sau altuia, mai ales în condiții în care dumneavoastră sunteți reprezentantul cu atest. Domnul director, să n-aveți dumneavoastră confortul cu gunoaiele, cu ce presiune și ce situații există la Slănic Moldova. Dar dacă uman nu înțelegeți cu ce probleme ne-am confruntat în toată această perioadă de 2 ani, financiar, juridic și din toate celelalte, atunci nu se ne înțelege. Sigur că... Eu înțeleg legal și uman. Ăsta e și motivul pentru care, fără a avea în fișa coșului, peste programul de lucru, am venit aici ca să văd lucrurile de formate. Vă mulțumim frumos. Nu aveți de ce să mulțumiți. Eu o să vă mulțumesc dumneavoastră în condițiile în care veți contribui la respectarea legii, aici, pentru că e datoria dumneavoastră, veți avea un operator și depinde de dumneavoastră, iar în ceea ce privește suportul din partea asociației, eu vă spun în felul următor, ci și-a asumat asociația să rezolve pentru Slănic Moldova în calitatea slănicului de membru, a rezolvat. Aveți contract cu Ecosud, operator licențiat de depozit, care asigură sortare, transfer, tratare, depozitare, compostare, de toate. Că Util Prestul nu poate veni la partea Ecosudului să semneze contractul și să arate licența care îi dă dreptul să presteze activitatea de colectare și transport de deșeuri pe Slănic Moldova, nu-i problema. Discuși nici pe Ecosudul. Toată lumea a înțeles asta. Domnul director, eu cred că sunt și un asentiment cu noastră și a colegilor. Ne-ați explicat. Noi v-am spus și noi doleanțele noastre. Îți legitime. Și Bun. Atât din partea noastră, și din partea noastră sunt și cele care le dorim și care le putem realiza și care nu le putem realiza. Important este dacă de aici înainte, având în vedere că există un alt consiliu și nu vreau să iau apărarea în mod spre domnul primar, dar știți că în momentul când te trezești cu o căruță de gunoi în ușa primăriei, nu e ușor, știu, sunt conștient. E foarte greu și când te duci undeva, să dai și cu barul. Eu nu rog pe domnul director să rămână la vot, să vadă, pentru ce n-a fost bine și să avem o activitate bună și să ne ajutați ca două HCL-uri. Am nevoie de două HCL-uri. Cel legat de relația contractuală cu Util Prestul și continuarea activității Util Prestului pe 90 de zile, HCL-ul cu serviciu public. Da, dar noi astăzi vom trece în proces verbal că pornim pe drumul ăsta, dar aprobarea, până nu avem ANFPA-ul, nu putem să ne organizăm. Adică, aici vă dau proiectul de hotărâre. Nu. Nu, vreau să știu, pentru că n-am fost atent la tot expozitul ordinii de zi. Da. Ok, plecăm din punctul ăsta. Relația dintre UAT Slănic Moldova și operatorul Util Prest. Ok, e în regulă. Deci eu vă spun exact. Deci, în același proiect de hotărâre, se retrage licența lui Util Prest, se anulează contractul de delegare de gestiune, este mai puțin. Deci, ca să vedeți cum sună proiectul de hotărâre, deci, proiect de hotărâre, da? Deci, având în vedere astea, propune. Se revocă hotărârea Consiliului Local al Județului Moldova, da? Pentru asta. Se ia act de încetarea contractului de delegare de gestiune de Util Prest, UAT și cu UAT Slănic Moldova va înființa un serviciu public. Okay. Da? Deci la articolul 3, da? Și obligativitatea Util Prestului de a este trecută explicit. 9, unde este asta? Conform cu hotărâri, dacă e... Mă puneți mai departe completările de rigoare și... Deci se revocă, se ia cântatea. Dar este, este că am discutat și ei. Păi am discutat... Dar eu vreau să văd pe articol de hotărâre. Pentru că ceea ce decideți dumneavoastră aici nu e obligatoriu doar pentru mine, e obligatoriu și pentru Util Prest. Nu, era... Și este efect al articolului legal. Expunerea de motive, doamna secretară, expunerea de motive apare cu 90 de zile. Da, dar uitați aici. Deci, dar nu mai mult operatorul serviciilor publice aflați în orice situație, obligația la solicitarea... Așa? Bun, la solicitarea. Solicitarea cum se face? Prin această hotărâre de Consiliul Local. Da. Haideți să încheiem. Nu mai puțin, care dreptate de domnul director, doamna secretar. Aici se ia de încetarea. Haideți să punem aici la articolul 2, urmând ca Util Prest să presteze, da? Preluând din expunerea de motive, operatorii aflați în orice care din situațiile prevăzute la alineatul 2, dar nu mai mult de 90 de zile. Să trecem acest... Da? E ok? Voi merge și editați-l din nou ca să-l votăm sau îl scriem și îl trecem. Și mai am o singură mare rugăminte la domnul președinte de ședință și la domnul... Nu, da, și la doamna secretar. Pot avea mâine o copie conform. Și o adresă de înaintare am pregătit-o deja. Un e-mail, nu-i suficient. Am pregătit adresa de înaintare de astăzi și domnul președinte cu doamna secretară vor semna proiectul de... Ok, vă rog, astăzi, ca să l-am motiv pentru a solicita Ecosudului și să încheie contractul cu Util Prestul. Dacă am în seara asta, facem. E bine. Nu, mașina de gunoi este la ușă acolo. Da. Dimineața nu trebuie să o faci cu la... Am hotărârea. Am atașat-o la un mail. Am trimis-o la Ecosud. Cu solicitare, am pus mâna pe telefon pentru că deciziile se iau la București. Vă rog frumos, modelul de contract de prestări servicii între Ecosud și Util Prest de completat. Îl avem. Deci, dimineață, dar asta semnează, îl trimitem, cum îl trimite? Îl trimiteți scanat pe e-mail și cu ADIS-ul în CC, ei vor semna, transmit la dumneavoastră și o rezolvăm. Ok. Cine este de acord cu proiectul de hotărâre, spune domnul primar. Cine este pentru? Adică avizul comisiei. Favorabil, care a discutat ieri. Cine este pentru? Mulțumesc că abține. Domnul director, ne-am încurcat. N-am lucrat de certație. Domnilor consilieri, am vorbit despre gunoaie, dar să nu uităm că e vorba despre oameni. Mâine voi avea confirmarea sau infirmarea primului caz de boală provenit din mizeria care se apucă. O hepatită. Bun, asta e... Deci să nu uităm că am vorbit totuși despre oameni. Despre oameni, spunem. Ba da, e 100% hepatită. Situația de bun, posibil să fie, puteți? Da, domnul director, am rămas foarte atent la ceea ce a spus domnul... Domnul doctor, vom vedea și vom analiza... Dar nu-i păcat să apară o boală din cauza unor oameni. Vorbim despre oameni. Oricine. Primim preluarea cu titlu gratuit de la OMB, Petrom, SA, București, a imobilului situat în Slănic Moldova, strata Porumbeilor, numărul 2, anexă de la Rândunica, aia din spate de la Perla, către domeniul public al orașului Slănic Moldova și în administrația Consiliului Local al orașului. Inițiator primar Gheorghe Baciu. Bun. Eu aș vrea să fac câteva precizări. Știți că ați aprobat, dumneavoastră, ați aprobat să o preluăm. După mai multe discuții, ne-au aprobat într-un final să preluăm. De fapt, este un contract de sponsorizare și o preluăm, nu donație, pentru că sponsorizarea le permite să deducă niște cheltuieli aferente sponsorizării respective. Și este ca și condiționat de faptul că până în 2025 să desfășurăm o activitate socială, pentru că așa am cerut-o. Intenția noastră este să facem acolo, să modernizăm clădirea pe un culoar de finanțare pe, spre exemplu, pe reabilitări termice, clădiri publice, putem să schimbăm și tâmplărie și acoperiș și tot ce înseamnă să o izolăm, să o facem cum trebuie și să desfășurăm activități pentru spas, în primul rând, pentru social, că asta este. Avem și UNICEF-ul și avem mai multe organisme care lucrează aici, dar ne-am dorit să fie și ca un suport pentru diferite activități din comunitate. Spre exemplu, un centru de voluntariat, unde să vină tineri din tot județul Bacău, să vină să se întâlnească acolo, să se pregătească, să se desfășoare anumite activități. Ce trebuie să rețineți? Că este cu scop social. Deci toate activitățile de acolo care se vor desfășura nu vor avea alte obiecte de activitate și, bineînțeles, o să fiți de acord ca, odată cu asta, să întrerupem supraimpozitarea, pentru că dacă nu donează, mai jumătate... Că o entablăm ca să putem... Normal! Păi, și aș avea o întrebare, dacă, la toate cele ce a spus, dacă acolo există un fel de sală din mese, un mic băruleț, din ce știu eu... La etajul 2, da. Avem niște oameni necăjiți aici. Eu, de exemplu, aș putea să dau puțin 10 porții de mâncare zile. Poate mai deșează. Dacă tot cu caracter să facem o... Să ajutăm pe oamenii ăștia, dar numai oamenii necăjiți, noi aia care speți. Bun. Acum, ce particularitate are această vilă? I s-a blocat accesul din lateral. Prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, cetățeanul de alături a câștigat... Da. Vila Rândunica veche. Și nu mai poate fi utilizată ușa din laterală. Respectiv, cu prima modernizare, trebuie să facem un acces. Este loc foarte bine. Și atunci, vedem că un cetățean care vine, dacă îi trebuie lift să ajungă acolo, este o investiție, dacă nu îi trebuie... Dar nu ajungem așa de departe cu gândirea. Am reținut ce a spus dumneavoastră. Este foarte bine. Vom... În primul rând că mai este o clădire care se întoarce la primărie, nu pleacă de la primărie. Asta este prima... Dacă sunt discuții. Dacă nu, avizul comisiei. Cine este pentru? Împotrivirea, nu sunt. La Al doilea punct, proiect de hotărâre privind declararea atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Slănic Moldova, a unor bunuri imobile, urmare a identificării și delimitării conform documentelor cadastrale, în vederea înscrierii la Cartea Federală. Inițiator, economist Baciu, Gheorghe, primarul orașului. Da, este vorba despre locuința de la Cerdac, de pe strada 1 Mai, Baciu Antonel. Acolo, la ședința la care am aprobat pe vecinul lui, a spus că mai este cineva care încă n-a venit cu documentele. Sunt niște concesiuni de mai mulți ani. Deci el are 1 Mai numărul 25, da? Un spațiu de 388 de metri pătrați. Da? Noi prin această atestăm prima dată terenul și după aceea îl concesionăm. Pentru că terenul ăsta încă nu este atestat. Da, la aviz, da? Nu putem să-l concesionăm dacă nu este avizul comisiilor. Favorabil. Cine este pentru? Potrivire, abținere, nu sunt. Bun, trecem la treilea punct. Deci, proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune numărul 4/1743/1992, titular Baciu Antonel, și concesiunea prin atribuire directă în baza dreptului de preumțării a terenului situat în orașul Moldova, strada 1 Mai, numărul 25 A, deținut de acest actor titlu. Da, deci este, la primul punct am atestat și acum îl concesiune. Precizez că nu este rudă cu mine Baciu Antonel, nu cumva să se interprete. Avizul comisiei. Cine este pentru? Împotrivirea abținerii. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă în baza dreptului de preumțire a suprafeței de 7 metri pătrați teren domnului Gheorghe Zeno Virgil Adrian. Da, este vorba de continuăm acțiunea de a reglementa, de a e un garaj și ocupă 7 metri în plus, plătește de 5 ani în urmă și în legal. Cine este pentru? Potrivire, abține. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune teren garaj, titular Vraciu Mihaela Violeta și Vraciu Ionuț Cristian. Inițiator Baciu Ghiudu de la oraș. Prelungirea contractelor. Avizul comisiilor? Cine este pentru? Împotrivire, abține. Numărul 6, deci informare privind modul de deducere la îndeplinirea hotărârii Consiliului Local numărul 34/33/2018 prin numărul 47/33/2018. Vreau să, aici la Comisia de Urbanism, vreau să ridic în Comisia de Verificare în teren a imobilelor construcții și terenuri neîngrijite, avem doar o semnătură din toată Comisia, adică... Da, materialele de la Comisie, de la materialul nostru sunt toate. Arătați-i semnătură. Da, eu am o semnătură și... Da, dar dacă nu semnează toți, nu intră. Și... facem o copie după... Da. Uitați-vă. Nu știu, ieri am primit documentele și nu am primit semnătură. Bun, bun. Dar e suficient? Mai e vreo problemă? Nu. Avizul comisiei. Favorabil. Favorabil. Potrivirea semnului. Și aici tot așa. Așa. Dar e de acolo. Deci acum la diverse... E proiectul de hotărâre pentru rectificarea HCR 103 din 2/7/2018 privind aprobarea listei de priorități și a listei de repartizare a locuințelor libere construite prin ANRSC. Deci a fost o eroare, s-a luat greșit raport și în momentul hotărârii. Discuția la ședință a fost pe real, deci s-a discutat de faptul că locuința revine persoanei care este trecută aici în hotărâre, dar hotărârea a fost consemnată. Și în comisie, și în comisie vreau să susțin același lucru, s-a întâmplat, numai au fost o eroare de material. S-au tot revenit la, s-au tot reluat în analiză discuțiile și la un moment dat s-a produs o reluare. Deci nu sunt... Avizul comisiilor. Favorabil. Pentru? Hotărârea abține nu sunt. Dar și proiect din hotărârea asta a fost. Până aș vrea, dacă îmi permiteți să mai spun și eu câteva vorbe referitor la anumite activități. Și nu este un acord, este o informare. Se desfășoară festivalul de film, prima ediție a festivalului de film. Pentru asta eu am semnat un acord de parteneriat. Având în vedere că acest acord nu implică cheltuială din partea primăriei, și alte aspecte, nu a fost cazul să trecem în Consiliul Local, dar vă rog să-l rețineți, pentru că toate acordurile de parteneriat care aduc o cheltuială la primărie, le-am prezentat și vi le voi mai prezenta. Și vreau să vă spun că de mâine deja am stabilit cu ADIS, cu relația asta cu gunoaiele, încercăm, transmiteți populației că foarte repede o să încercăm să le cărăm și să reglementăm acest fapt. Deja am vorbit cu mașinile care vor transporta, cum le încărcăm. Deja avem această logistică făcută. Domnul viceprimar s-a ocupat de treaba asta. E greu de intrat acolo, dar încercăm. Am învățat ceva din acest lucru, din această perioadă. Și eu, personal, mi-am dat seama și de faptul că dacă nu reușim să ne solidarizăm, să ne unim pe proiectele astea mari, pe proiectele de viziune ale Slănicului, nu vom reuși, pentru că fiecare are interesul lui sau greșeala lui. Sigur că a fost o greșeală la momentul respectiv. Imaginați-vă că în 2013 faptul că nu s-a luat taxa pe salubritate, un an și câteva luni de zile, cine a pus banii ăia? De la bugetul local. Banii ăia puteau să ajungă în altă parte. Nu să poftim? An electoral a fost în 2012. A fost an electoral. Astea sunt, nu vreau să, rămân în tonul ăsta de echipă și vreau să vă mai spun că suntem, încă nu am putut prezenta, nu vă pot prezenta ce obiective vor fi puse pe 13.1. La ședința trecută v-am prezentat aceste aspecte. Este foarte greu să îndeplinim caiete de sarcini vis-a-vis de niște... Nu avem. Deci clădirea de la Cireșoaia am achitat-o, încă nu avem actele finalizate pentru că terenul este într-o situație. Clădirea de la... unde pe social să modernizăm clădiri. Asta de la OIV, dacă venea puțin mai repede, era foarte potrivită pentru acest proiect. Din păcate, nu știu dacă este timpul fizic, că trebuie să faci și expertiză tehnică, trebuie să faci toate prelevei și toate astea. O să avem o întâlnire zilele astea cu proiectantul, adică cu posibilul proiectant, să vedem dacă mai putem selecta ceva. Pe iluminat public am semnat contractele și sperăm să putem pune un proiect pe iluminat public și încercăm pe eficiență energetică clădiri publice. Avem în vedere clădirea de la ISU și clădirea de la asta care vine la OMV, de la OMV să o avelocăm. Chiar ședințele de Consiliu ar putea fi ținute. Sigur, sigur. Avem în vedere și acest lucru. Deci spații generoase. Poate face și stare civilă, adică să cu civilă la etajul 1. Că vin oamenii aici în volubăria asta, așa când vine mireasa cu mirile și ai un spațiu să-i primești orică lume. Nu, mai vin oamenii în vârstă și până urc aici, spune-le, mai bine îi aștept pe mine jos. Vreau să o duc în brațe. Da, acum eu... Și numai puțin, mai avem... Deci s-au ocupat postul de șef de birou de economic. Este deja de ieri lucrează și sunt bucuros că facem o viziune nouă. Este Sârbu Teodora, o doamnă care a lucrat la ANAF înainte și acum... a venit, este din Târgu Ogna și avem și posturile de inginer pe domnul Stamate, deja l-ați întâlnit, și pe domnul Fini. Sunt doi ingineri la Romprest cu care vrem să încercăm să îmbunătățim aceste activități. Doar o problemă referitor la Util Serv Prest și APASER. Noi trebuie să dăm un înlocuitor domnului Cazacu. El era în ambele Consilii de Administrație. Nu, dar nu la Util era. Pe nu, și de la APASER va avea... Deci asta propuneți pentru ședința următoare să ne gândim la așa ceva. Noi n-am votat oare că va face parte din toate. Adică nu, dumneavoastră ați votat și pentru asta? Da, este într-adevăr. Sunt documente. Doamna Sicurnotați, dumneavoastră să avem... Domnul Mihai, ți-a rățut să zică și ăla. Da, aș vrea să propun la următoarele comisii care vor fi pe teren în evaluare și... Ia să fiu și un reprezentant al Comisiei de Urbanism. Nu am promis asta, da. Dar noi mai avem de făcut o etapă, în septembrie ne-am propus, ca să nu cadă, adică să vină, noi notificăm în septembrie pentru anul viitor, ca să nu mai fim ca la anul ăsta, că iarna nu pot să-și salubrizeze asta. Noi în septembrie vă invit, o să fac atunci un reprezentant de program și de are o să fie dacă asta nu trebuie votat neapărat, dar Comisia de Urbanism ar trebui să aibă un reprezentant permanent. Și în 2 zile este. Domnul Ionel. Eu prima la kilometrul 12, puntea lui traversează la timpul Ion și Vernatul de la el, era o rampă care trecea prin apă, care ieșea în șosea. Sunt vreo 200 de familii care au teren acolo și puteți să costească, nu au cum să treacă cu frână. Dar prin tractorul primării, că nu trebuie să disăpa, numai cât împie niște bolovani și să punem balastru, că acolo parcă așa a fost dumneavoastră. Mai sus de tot, de Ștefan. Bun, e puntea care traversează. Puntea aia, da. Așa, 20 de metri. Cum îl cheam pe... 3 pasare. Am fost personal acolo, acolo au fost niște... Beton, ceva turnar rămas de la asta, el a rupt acolo betonul ăla, eu știu exact despre ce spuneți, da? O să încercăm să vedem. Singura problemă este că un buldor nu putem face. Nu, putem cu tractorul primării. Nu, trebuie un butinaj mai mare. Noi am analizat asta. Să-mi bolovane acolo și pus balasul pe știe el atâta trebuie. Că te scoate în fân oameni acolo. Provizor, până vine gârla să facă. Dacă mergi la Agostine, acolo într-o oră l-a făcut tot. Am înțeles, o să... A fost un proiect, mi-am adus aminte de el acum, vorbindu-se despre deșeuri, la școală, la Cerdac, să fabrica din maculatură, oare nu să poate din deșeurile de hârtie și să pună căs reciclat. Eu îmi dau un anumit de hârtie, domnul doctor. Domnul doctor, analizăm acest lucru. Adică, noi avem o mare treabă de făcut la Slănic Moldova. Odată să facem această colectare selectivă, cât de cât, și în planul nostru de modernizare a localității, bineînțeles, fără cu gunoaie pe stradă, nu poți spune că ești o localitate europeană, da? Și, din păcate, vă spun, toți banii pe care am reușit să-i chipzuim, i-am dat la ANAF și la executorii noștri. Util presul la momentul acesta este pe drumul cel bun. Dar, pe măsură ce vom reuși să facem colectarea selectivă, o parte, sunt niște îngrădiri acolo. Cum spunea domnul Bicep, nu orice hârtie. Că el o malaxează și după aceea o pune acolo. Stă acolo mașina, am văzut-o și eu, clădirea de la acesta. A fost o idee. Nu, n-am mai funcționat. Poate nu sunt funcționat. Domnul doctor, ideea este că trebuie de văzut. Poate să vă faci și un parteneriat. Că e bine să vedem. Am înțeles că mai e o mașină de făcut papele undeva. A ridicat problema la domnul director, dar nu s-a până în înțelege. Deci eu am fost în stațiune la Bad Fiesen, în Germania, și... Puneai Petru, băgai în aia și îți vedea cât... Lucrurile astea se întâmplă în Cluj, în țară, la noi atât. Domnul, n-am fost la Cluj la Rungurăie, dar mă duc. Și vreau să vă zic că aceea ce spunea domnul primar, că arunci un fotor, ăla era la coș. Dar pet, cutii de bere, și de neînșigenți. Și sunt, vreau să vă zic un lucru care toți dintre noi de aici îl știm, eram mici, erau copii care se duceau pe acolo, strângeau sticlele. Și ducea la predat și să-și ia niște bani. Deci, de aceste tonomate, de bine, asta era și o chestie de educație. De aceste tonomate se poate face foarte mult. Și nu cum ați dăsul că la societățile comerciale. E vorba de orașe. Lucrurile sunt simple aici. Orașe mari, care au bani, le rămân niște bani. Stabilesc ce fac cu ei și noi, la momentul acesta, nu putem să ne angajăm în cheltuieli, pentru că, uitați, deja peste 1 miliard de lei îi pierdem datorită inundațiilor. Am reușit să scoatem Când o să avem un plus de bani, putem să ne gândim ca... Nu mă refer la asta. Acum, de exemplu, cu noi sunt la Târgovna. Pentru și cartoanele valorificați unde? Da, noi vin din societăți care colectează contracte. Facem niște bani, nu? Da, facem mulți bani. Da, vedeți? Și noi facem. Dar și aici e acea situație. Și noi, hârtia și plasticul, numai că nu facem o colectare selectivă cât ar trebui de mult. Deși anul trecut, iertați-mă, după discuții, după refacerea locurilor astea de depozitare, s-a văzut o chestie selectivă. Acum, și de luni încoace, deja nu mai selectează nimeni. A venit și situația asta. Oamenii, dacă văd curățenie, respectă. Noi trebuie să menținem curățenia la punctele alea. Trebuie educat potrivit de asta deselectată. Vreau să propun Consiliul și domnul primar pentru următoarea ședință sau când considerați că e momentul, din punctul meu de vedere este cât mai urgent, să depunem proiecte pe CNI pentru următoarea perioadă de finanțare octombrie. Până în septembrie sunt toți banii înlocați. Să depunem unde știți foarte bine că se poate face pe canalizare și pe apă și noi avem acum această neșansă, ca să nu zic șansă, că râul trece prin dren, Slănicul, și putem să facem niște justificări. Apă canal pe PNDL. Nu, și merge și pe CNI. Nu, apă canal pe PNDL. Compania Națională de Investiții. Pe PNDL, canalizare, asfalt, aluviuni. Bun, domnul Deanu, ați aprobat la ședința de Consiliul Local trecută exact proiectele, studiile de fezabilitate pentru apă canal la Slănic. Fără, alea sunt pregătitoare pentru octombrie. Deci PNDL 3 funcționează acum din septembrie. Din septembrie. Noi ne pregătim. Din octombrie pleacă CNI-ul pentru că au terminat banii. Am semnat contractele cu proiectantul care face studii de fezabilitate pentru obiectivul stației de tratare a apă, care include Slănicelul, ce am discutat în ședința de Consiliu, da? Și canalizarea și stația de epurare. Deci astea sunt semnate contractele pentru studii de fezabilitate pe care le punem acolo. Pentru CNI am depus acum 2 săptămâni cerere de finanțare și hotărârea de Consiliul Local va fi dată după ce dumneavoastră le dau acordul. Pentru afluenți, pentru regularizare, afluenți pe Valea Slănicului se finanțează cu asemenea obiective. Astăzi am avut de la CNI... Deci, la PNDL, acest proiectant face anexa 3. Da, dar el, ca să facă anexa 3 cu valori, trebuie să facă un studiu de fezabilitate. Da. Și mai avem un proiect pentru refacerea drenului, care a fost afectat de inundații și drenul trebuie refăcut indiferent de situație, pentru că nu avem o mare parte din dren a fost măturat de apă. Asta este un capitol pe situații de urgență separat. Da. Și mai am 2 probleme. Una, când se începe reabilitarea vis-a-vis de cei 360.000 de lei care au fost dați de guvern sau care i-a aprobat guvernul, că am văzut acolo unde stă Tudoreanu. Sunt gospodării, Mariana Tudoreanu, la Țuchi. Sunt gospodăriile care sunt focar de infecții, ceea ce spunea domnul doctor. Deci, domnul aveți în vedere prioritățile astea. 364.000 de lei guvernul a alocat pentru 4 podețe și 2 poduri. Nu putem să cheltuim acești bani în altă parte. În momentul în care se publică în monitor oficial, ne urmărim când se publică hotărârea de guvern, atunci ea devine, practic, noi avem bani. În schimb, ce am făcut? Între timp, am inițiat această procedură, avem referatele interne, pentru că în momentul în care avem banii cerți, măcar podul de la Dobru, care este normal trebuie blocată toată circulația pe podul de la Dobru și blocăm toată aprovizionarea la de acolo. Și refacerea digului de la puntea pietonală pe care am luat-o, că nu știu dacă o să avem resurse să refacem puntea, dar măcar digul de dincolo. Și mai sunt trecute 2 podeții. Da. Și mai sunt trecute la Iftinescu, am înțeles? Da, dar până asta trebuie să înțelegeți că noi am cerut 2.500.000 de lei și am primit 364.000 de lei. Respectiv, am primit și pentru, acolo spune, podețe și poduri. Deci a spus respectiv, noi ce am cheltuit de la bugetul local, vă spuneam mai înainte, pentru scoaterea acestor aluviuni și alte lucrări pe care le-am făcut, sunt un minus pe bugetul de anul acesta al nostru. Dar mai putem, domnul primar, să stăm la ușa primului ministru. Dar putem, dar... Dar nu v-am acuzat că n-am fost, am fost, am fost... E adevărat, m-am primit... Doamna premier m-a primit foarte prietenoasă și domnul vicepremier, la doi vicepremieri am fost, deci vă spun, am fost la domnul Deneș la ape pentru, la păduri pentru afluenții ăștia și singurele posibilități la momentul acesta sunt să apelăm la cele două culoare de finanțare, la PNDL și la CNI. CNI-ul, am spus, n-am adresat, dar vă trimit pe mail cu răspunsul că ne-au înregistrat solicitarea și afluenții pentru afluenți. Și la PNDL pregătim apă canal pentru Slănic Moldova. Asta sunt. Apă canal, ședința trecută s-a aprobat începerea lucrărilor. Desemnat, cineva? Da, facem acum, ca să poți să faci constructorul, să selectezi constructorul, trebuie să faci un caiet din ăla care înseamnă. Atâția metri, atâția... Da, domnul Munteanu, da. Nu l-am văzut în seară, de-aia. Nu l-ați văzut și nu o să-l vedeți decât într-o lună, așa. Pentru că trebuie să facem aceste cantități, știți cum e, ca să faci aceste raporturi de 68.000 de loni. Trebuie cineva să extragă din devizul. Dar vă dau răspunsul foarte simplu. Trebuie să extragă din devizul. Din oamenii, să știți că au avut și se face, se va face. Bun. Vom face racordurile alea. Deci suma este 68.000 de lei pe care dumneavoastră ați aprobat-o și trebuie să măsoare exact de la căminul vechi la căminul nou, de la obiectivul ăla, ca să poată face metri cub, metri pătrați, cantitățile și nu avem la momentul acesta situația. O să o facem și o să scoatem foarte repede dar în schimb partea de... Deja am semnat contractul pentru partea de studii de fezabilitate de apă canal pe care l-ați aprobat. Da? Și stația de clorinare este deja... Aia o găsiți pe SEAP. Stația de clorinare o găsiți pe SEAP, este scoasă de data asta la UAD. Răspunsul de la doamna prim-ministru a fost dat. Dacă ați văzut interviul dumneavoastră, a zis că s-a construit fără autorizații, oamenii nu sunt asigurați și asta e situația. Știți? Adică le-a dat răspuns la oameni. N-ar fi bine să facem un front comun, să le spunem la cetățeni fiecare și dumneavoastră consiliere și eu că 10 euro atâta costă pentru 10.000 de euro dacă plătește asigurare și 20 de euro pentru 20.000 de euro. E o campanie a noastră, au venit și asociații și vom face această campanie pentru că 10 euro înseamnă 3 pachete de țigări. Și stai liniștit și primești 10.000 de euro dacă, Doamne ferește, se întâmplă o calamitate. Da, și să știi ce scrie în contract, ca să scrie. Da, domnul Munteanu, este o... Cuvântul domnul Mocanu pe arde. Din nerăbdare. Îți dă cuvântul când îngrevea. Domnul, am rugat în calitate de acționar la cele două societăți. Acționar virtual. Așa. O Consiliul de Administrație se intră în legalitate în ce privește activitatea care o desfășoară. Deci, nu mi s-a prezentat la sfârșitul anului financiar, în adunare generală, bilanțul societății. Nici la una, nici la cealaltă. Consiliul de Administrație avea obligația să ne aducă la cunoștință ce se întâmplă la societate din punct de vedere financiar și din punct de vedere tehnic. A doua problemă. Nu au fost descărcați de gestiune administratorii societății. Deci, administratorii foștii sau? Foștii, da. Păi au plecat ca de la cort. Legea spune foarte clar că ei, la plecarea din mandat de bunăvoie sau siliți de lege, au obligația să fie verificați în conformitate cu contractul care l-au avut. Descărcare de gestiune sau încărcare de gestiune de la procuror și în altă parte. Deci, am notat. Trebuie să fac un audit, să explice fiecare... Am înțeles că toți au luat salariile întregi, și au plecat înainte de termen, astea. Bun, am reținut asta pentru... Mai e cineva care dorește să ia cuvântul atunci? Nu, apropo de asigurare, e foarte binevenită această propunere. societatea care face aceste asigurări. Toate. Sunt obligat să vă dau o speță. Deci am pus întrebarea. Am încercat lucrul ăsta și am întrebat la o bancă. Voi, unde vă asigurați? Păi și mi-a dat o denumire. Nu vreau să fac publicitate, așa că îmi dau denumire. Și zic, pentru calamități? Nu pentru calamități, nu facem. Bun. Pentru că se suprapun, pentru calamități, deci legea pentru calamități este un culoar de finanțare, de asigurare. De-aia am întrebat societatea. Deci toate societățile de asigurări fac asigurări pe legea asigurărilor de calamități. Toate. Nu cer așa multe acte ca la asigurarea integrală, știți? Dacă nu mai sunt aici, nu beneficiați, dacă vă...